Sâmbătă 24 septembrie, la Mausoleul Eroilor de la Mateiaș, au continuat evenimentele culturale, sociale și istorice dedicate centenarului intrării României în primul război mondial. Evenimentul a cuprins alocuțiuni și discursuri, lansare de carte și demonstrații și prezentare de echipamente de tehnică militară istorică și contemporană. Membrii ai Consiliului Local și Județean, alături de managerul Muzeului Municipal Alexandru Oprea, au venit cu inima deschisă pentru a participa la acest eveniment. Vă mulțumesc foarte mult că și în a doua zi din programul lunii septembrie de manifestare ați onorat invitația Muzeului Municipal Câmpul Lung și a Primăriei Municipiului Câmpul Lung, în primul rând, bineînțeles, de a aduce un omagiu eroilor căzuți în acum 100 de ani. Ceremonia va continua cu domnul Cornel Popescu, director al Muzeului Județean Argeș, pentru că, bineînțeles, trebuie să ne cinstim memoria nu doar prin depunere de coroane, ci și prin activitate științifică. La manifestare, pe lângă membrii Consiliului Județean și Local, a fost prezent și primarul Liviu Ioan Țăroiu, fiind primit cu onoruri militare. Oficialitățile ale autorităților regionale și locale, în colaborare cu Oficiul Național Cultul Eroilor, Regimentul 30 Vânători de Munte Dragoslavele, Asociația 6 Dorobanți, Asociația Tradiția Militară, Clubul de Istorie Militară, Asociația Infanterie Regiment 33 Cetatea Aradului și Asociații de Reconstituire Istorică Germane au realizat un scurt program prin prezentare de echipamente de tehnică militară istorică și culturală. Înțelegi? Deci și stânga și dreapta, cele trei degete, cu tragi către tine, cu degetul arătător și doar pe putere. Da, și cel mai bine doar. Și e greu să... Și doar faci așa. Practic tu nu faci așa, că faci... Și mai eficient. De pe ții apăsat. Și mai eficient. În momentul când ai eliberat dragașul sau... Și trăiar sunt tari? Nu, nu. Doar în momentul când ai terminat cartușele din bandă, doar atunci încarci. În rest, ea rămâne armată tot timpul. Și dacă, de exemplu, cineva stă la mitraliera asta și inamicul împușcă, vine altcineva să înlocuiască? Obligator. Cu această ocazie, directorul Bibliotecii Județene din Pitești, Dinicu Golescu, în persoana conferențiarului universitar dr. Mihai Sachelarie, a lansat un volum de carte intitulat Grupul Operativ al Culoarului Rucăr Bran, o carte cu un conținut istoric în care sunt precizate luptele duse în zona Mușcel în primul război mondial. Această zonă dumnezeită, și întotdeauna am spus acest lucru, a dus sau a contribuit, dacă vreți, la realizarea celui mai îndrăzneț proiect de țară, cel de reîntregire a neamului acesta, care a fost de-a lungul istoriei supus la fel de fel de presiuni. Din acest punct de vedere, ceea ce se întâmplă zilele acestea nu face sau vine în întâmpinarea efortului nostru colectiv de a pune în valoare ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani și semnificația acestui eveniment istoric până la urmă global, nu? Din acest punct de vedere, cred că acest volum pe care deja unul din autori a început să-l prezinte, volumul se intitulează Grupul Operativ de Acoperire Rucăr Bran, este rodul cercetării științifice aplicate, dacă vreți, a doi oameni care sunt deja nume cunoscute în istoriografia românească. Este vorba de domnul Cornel Popescu, directorul Muzeului Județean, și de un cercetător foarte serios, Cornel Țucă. Reprezentanții ai administrației locale și județene, ai asociațiilor de reconstituire istorică și reprezentanții garnizoanelor din Câmpul Lung și din țară au depus coroane de flori în cinstea celor care și-au pierdut viața pentru reîntregirea neamului românesc. Thank you.
Evenimentele care au marcat 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial au continuat întreaga zi și se vor desfășura pe parcursul acestui an prin expoziții de carte și sesiuni de comunicări științifice.